ดูเดิมด้วยอ่ะ Listen So get rid of them bad vibes Get rid of them bad moods Get rid of them bad things Time to nice up them good vibes So get rid of them bad vibes Get rid of them bad We have therefore made the assessment that can be characterized as a pandemic. Sunt Andrei, astăzi vă vorbim despre obiceiuri sănătoase, ce să faci în timpul facultății sau ce să nu. Ăsta e al patrulea videoclip și ultimul din seria Self Love. Dacă vrei să-l vezi pe celelalte, sunt în descriere. Play! Pentru cine la facultate slash liceu slash grădiniță slash generală, nu prea știm cum o să deruleze de acum lucrurile. Practic sunt trei planuri, dacă nu mă înșel. 1. Stăm acasă și facem totul online. 2. Avem un program hibrid. Sau 3. Ne vedem față în față. Ideea e că e o incertitudine încă foarte mare, iar incertitudinea asta nu stă doar la faptul dacă vom merge față în față sau dacă vom rămâne acasă. Ideea e ce se va întâmpla cu viața noastră în perioada asta și cum vom face față și cum ne vom adapta la toate lucrurile astea. Evident, fiecare avem obiceiurile noastre și ne place să facem diferite lucruri în modul nostru. Dar de data asta e puțin schimbat pentru că nu prea știm cum facem noi obiceiurile astea și cum ne vom simți în perioada asta. De aceea e nevoie de o adaptare continuă la mediu. Acestea fiind spuse, obiceiurile noastre, ce sunt ele? Sau hai să le vorbim puțin. Formarea obiceiurilor reprezintă procesul prin care comportamentele devin automate. Partea amuzantă e că obiceiurile se pot forma chiar dacă noi vrem asta și chiar dacă nu o vrem. Ele se pot forma fără ca o persoană să dorească să-și dobândească obiceiul respectiv. Sau în același timp sunt cultivate în mod deliberat. Sau le eliminăm în mod deliberat. În prima instanță, de ce le luăm și de ce le eliminăm? Pentru că ele sunt sau nu mai sunt în corespondență cu obiectivele noastre. Ideea e că cu cât înțelegem obiceiurile mai bine, cu atât putem să le controlăm și să ne dăm seama ce e bine pentru noi și ce e rău pentru noi. Acum hai să ne dăm seama cum arată un obicei. Păi, de exemplu, un obicei prost ar fi să bem cafea după masa. Un alt obicei prost e să mâncăm foarte mult zahăr. Și un alt obicei prost e să nu prea dormim sau să dormim în pauze. Nu sunt lucruri pe care le facem întotdeauna. Sunt niște obiceiuri, deci le avem cândva, cândva nu le avem. Dar tot le facem. Ce vreau să zic cu asta este că este o diferență între obiceiuri și rutină. În timp ce o rutină este reprezentată de un comportament repetat, ea nu e necesar realizată ca un răspuns impulsiv din interiorul nostru. Și am găsit un exemplu foarte drăguț. Îți speli vasele și te duci la sală ca o rutină pe care ți-ai creat-o. Nu neapărat ca un impuls din interiorul tău că, vai Doamne, ce-mi place să spăl vasele. Cu alte cuvinte, suntem ca responsabili de viața noastră, iar acțiunile noastre ne definesc. Dacă vrem să facem un anumit lucru și suntem conștienți că îl facem, cam noi suntem de vină. Paradoxal, cum e viața noastră, obiceiurile vechi sunt foarte greu de dat la o parte și cele noi sunt foarte greu de creat. Ca să zic cât mai simplu, da, creierul tău s-a învățat cu tine, s-a învățat cu ceea ce faci, s-a învățat cu ce îți place și a zis, ok, hai să facem doar asta, că așa vreau eu. Știi că nu e bine pentru tine, dar cu toate astea tot o faci. Pentru că ți-e la îndemână, ți-e familiar, ți-e ușor, ai mai făcut-o înainte, de ce să te schimbi când poți să rămâi la fel? De asta este necesară o repetiție a comportamentului respectiv, a obiceiului respectiv, care obiceiul respectiv poate să fie transformat într-o rutină, de ce nu? Dar îți va lua timp. Dar dacă nu încep de acum, o să încep mâine, mai bine încep de acum. Cu un număr constant de repetiții și într-o perioadă de timp constantă, îți vei căpăta obiceiuri noi și, de ce nu, rutine noi. Unul dintre cele mai sănătoase și importante obiceiuri pe care le consider eu este bea apă. Da, wow, bea apă. Pă bune, bea apă. Bei apă? Creierul nostru depinde de o hidratare corespunzătoare pentru a putea funcționa optim. Celulele creierului necesită un echilibru între apă și substanțele pe care le produce creierul, iar atunci când suntem deshidratați și nu oferim suficient apă creierului, echilibrul ăla... e cam imbalanced. Deci, practic, celulele creierului tău își pierd eficiența. Un alt lucru de extraordinar stupid și atât de puternic este să faci sport.
Nu o să spun în videoclipul ăsta toată suita de beneficii, dar oarecum ți le zic, dar pe scurt. Sportul ajută la cogniție, adică la gânduri, adică la creier, adică îți ajută creierul. Ajută la somn, ajută la anxietate, ajută la depresie și ajută la o stare generală de bine, la un well-being overall mult mai bun al tău. Inclusiv de cogniție, adică de creier, adică de cât de bine este creierașul tău, din ce mi-am băgat nasul puțin prin articole pe aici, am găsit că, tehnic vorbind, cu cât faci mai mult sport, cu atât vei îmbătrâni mai frumos. A treia lucru extraordinar de stupid și de simplu este să dormi. Și acum toată lumea zice, am dormit acum în perioada asta de... Da, poate ai dormit sau poate nu, ideea e că Organizația Mondială a Sănătății recomandă să dormi între 7 și 9 ore. Adică asta în zona asta de adulți, 20 de ani, 18 încolo. Ok, să spunem că oarecum contează și intervalul în care dormi, dar hai să trecem peste. Organizația Mondială a Sănătății nu trece peste asta, dar mă rog. Și al patrulea lucru e mâncarea. Cui nu-i place să mănânce sănătos? Oh my God! Chloe, we're going to Disneyland! Oh my God! Rectific, cui nu-i place să mănânce gustos? Ar trebui să învățăm să mâncăm gustos, dar gustos nu e exact neapărat sănătos. Paradoxal, nu e așa, dar există foarte multă mâncare sănătoasă, care este și gustoasă. Ideea e că ori nu am găsit-o, ori nu ne place, ori n-am fost învățați să o facem. Și avem un obicei prost. Și am un mic anunț, dacă se poate numi așa. Voi începe o mică serie. Sper. Cred că o să-i fac trailerul zilele următoare sau ceva de genul. A, și mai am o rugăminte foarte mare. Nu uitați să vă jucați. Contează foarte mult. Vă ajută, credeți-mă pe mine. Nu uita, dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, nu uita să dai like, share, subscribe și toate alea și dacă nu, dă like, subscribe, te-am, pa, pa! Pune-mă la TV, 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 pune-mă la TV.